Bună seara, dragi prieteni! Bună seara, prieteni! Ce faci, mamă, aici? Uite, Nora, ți-am adus și eu un pește din ăsta mare. Vreau să-ți fac o tocăniță. Nu-ți place? Eu nu mănânc pește de ăsta. Dar ce vrei să mănânc? O, pentru cine mă vreau să mă duc la restaurant, la Pescovar. Păi, dar vin noi bani de acolo să mergem. Vedem. Cum acolo, mi-a meilă să duci acolo. I-a dat patronul de acolo, i-a dat 100 de lei. Ce, să duci acolo? Patronul i-a dat, i-a părut milă. Nora, noi nu mâncăm la restaurant, de mâncăm acasă pește. Dar eu vreau acolo. Aici avem pește aici. S-am adus, Nora, s-am adus și ardeiul. S-am cumpărat ardei ca să faci ardei umplut cu carne. Uite, carne am scos din ladă, vezi? Pentru mâine să te-a pus să faci, până eu plec în oraș, tu să faci ardeiul. Da. Deci prietenii sunt martori, da, care mă vede. Cum ne pregătești ardeiul ăsta? Știe! Poți spune și mie, sau să-ți aude și prietenii. Umple, tai ardeiul, să pricepe și ea, știe. Cu mâna sau cu lingura umpleți? Cum poate să le umple și cu picioare, dacă poate. Păi da, ce să spun, dacă tu mă întreb cum le umple? Cum poate și eu să le fac, că vreau mâine să le găsesc, eu plec cu nasnie, tu să faci ardeiul să-l găsesc. Unde merge cu mine? Că nu iau cu mine. Unde să pleci cu mine? Păi singur. Le frigi în cuptor sau le faci ciorbă? Nu, mă, ăștia ne vreau cu ciorbă ca sarmalele în crachiță. În oală, nu? În oală, da. Și nouă, Nora, nu-i place peștele, prieteni. Ce să mă fac? Uite, anaconda, am adus-o la anaconda și nu-i place. Au, că ea nu mănâncă anaconda. Și eu nu mănânc pește, de fel. Mamă, ce pește. A, tot sorții o să sare pe mine. Mai bine mă duc afară și îl fac afară după aia. Da. Tot solzul o să sară pe mine. Da. Uite, mă las aici în apă. Că e foarte rece. Peștele a fost congelat, prieteni, n-am găsit bine la proaspăt. Acum apuc un pic să spăl, ca să nu stau degeaba. Dacă stau, îmi stă în locul pe loc. Da. Și așa vorbesc și dau din mâini, prieteni. Știți cum sunt eu. Nu pot să stau, inima mea dacă stă, să topește. Da, așa știe, prieteni. Face treaba aici, că eu mă duc din oraș. Tu unde prenați? Am auzit că vrei să mergi la pune. Ce te bagi în locul? Dar nu te pune, dracu! Să mergi să aduci pune caldă, că dar nu mai vedea cu dracu, dă și tu cu frumos. Dar trebuie să nu te pune. Să pâine caldă. Să nu mai te pune Dumnezeu să te duci după pâine, că noi nu încă pâine caldă, că m-am îngrășat nasii, prieteni, să vă spun. Dar și peștele îngrașă. Da, să vă spun, prieteni, ce-a făcut nasie. Mi-a dus în fiecare seară pâine caldă. Și eu nu mai pot, prieteni, m-am îngrășat iar, prieteni, iar vedeți, prieteni. Am slăbit și eu prima dată și acum iar m-am îngrășat. Păi de ce ai slăbit? Spune-ne la prieteni. Nu mai pot putea să de ce ai slăbit? Am vrut-o așa. O, dar ce? Suferi? De ce? Amă, lasă-mă, că nu supărăm. De ce să supărăm? Nu mai vorbi așa, lasă-mă, îmi pace. Și nu mai să vorbi toate modele. Toate modele? Da, din ce cauză crezi? Așa am zis, mă zic, să vezi și eu și acum tu te-ai învățat să aduci pâine caldă, pâine caldă. Ca să mănânc eu noaptea. Bă, femeie, tu nu înțelegi că am Nora nouă acum și trebuie să mănânc numai pâine caldă cu pateu. Da. Pateu de care? Cu ardei gras, să fie. Ardei gras. Auzi ce zice. Mă, nu mai zice pâine în casă. Pă, și dacă nu e pâine în casă, cu ce mănânci? Da, mă, dar când văd pâinea caldă, o mănânc și mă îngraș. Lasă-mă, e mai bine așa. Pâine. Vreau să mănânc fără pâine. A dășit o lămâie? A găsit o lămâie ca să pot să mănânc eu. Cu de ce ai? Lămâie, să strâmbesc eu. Da, strâmbine. Stii tot așa. Cum? De cineva să care mănâncă lămâie. Doamne, doamne, dacă nu-i lăcu ăsta în cap. De ce ai zis așa? Cu ce am zis? Bă, femeie. Ne facem de râs de față de noi. Tu ai făcut impresie. Oliu. Bă, vrei să ne certăm? Nu. Uite, am venut aici și te ia Nora, dar ai văzut când m-ai scos ceva, ai văzut că e imediat sare. Dar nu acum ați țipat pe vlog, e nu e frumos. Așa. Dar nu am făcut nicio gălăgie. În primul rând, Nasie,
Prieteni, știți cum e la fie? Grumeți. Mai grumește. Da. Da. Mai grumește. Da. El mai grumește, așa este. Prieteni, dar eu am uitat la ea, când zice că mai grumește, uite cum schimbă fața, uite ochii cum le are. Nu mai spune așa, lasă mâna asta, nu mai... Mă, femeie, că... sunt bărbat tânăr. Cum tânăr? Păi și eu sunt bătrân. Doamne, ce-am auzit? Cum să mai fii tânăr, mă, ai nepot? Ai nepotul pe Dariu de 12 ani. Mă, lasă, tu nu te gândești. Nepotul tău are 12 ani. Da. Și David cât are? David are 5 ani. Ce 5 ani? Are 3 ani. 3 ani, 2 ani. Da. Cu ce treabă am eu cu nepoții? Păi da. Păi da și eu, am fost frutată prost. Eu tot timpul am fost cu minte. Mai înainte am venit din sat. Știu că ai venit din sat, dar ai fost cu mine. A. Ai văzut că nu știu când mai merg cu tine și dimineața mă trezesc să mă duc cu tine. Prieteni, am vrut să dau cu ea în Dunăre. Să scap o dată de ea. Bă, și eu vreau să mă căsătoresc cu tine în biserică și tu ce vrei să faci? Când? Păi dar când asta? Cu cine ai spus? Nu mai vrei. Doamne, mă face să râd. Prieteni, chiar mă face să râd, prieteni. Auzi că nu mai vreau să căsătorească cu mine, prieteni. Nu e de glumit, mie vine să râd. Auzi ce râd asta e. Bă, cum să mă căsătoresc cu tine? Mă, ai promis în fața la Dumnezeu că te căsătorești cu mine. Am fost eu predată la biserică să plăjim în Dumnezeu. Nu, doamne. Ne-am făcut certificatul. Dar certificatul l-am făcut pentru bani. Și nici atunci, știi că am spus în față la primărie, acolo în față de primar, o e căsătorie. A spus că nu. Pentru bani mai luat pe mine. Pentru bani, pentru 200 de euro. Bine, lasă, atunci o să mă mut la mama și tu să-mi dai galbenii care ți-a dat tata. Când vine tactul la mine, atunci ai dat galbenii. Să-mi dai 40 de galbe care ai de la tata, să mi-o dai mie. Uite, mă. Și eu cât am cheltuit cu la nuntă acolo, tata? La nunta mea? Da. Lasă-mă, că mi-ai făcut o nuntă, dar nu mi-a plăcut deloc. Bă, ce, trebuia să iei să treacă. Așa a fost timpul lui. Mi-ai dus să-și bea un cinel înalt, așa... Ce vrea să-ți aduci și ței cum a dus la Lusei la nunta? Păi, dai, tata, de ce nu mi-a dus și mie frumos? Nu era atunci. S-a dus dansul miresei. Nu mi-a dus nimic. În 96, când te-ai măritat tu, Dana... Eu sunt supărat acum. O să mă bag mireasă și să-mi aduc și mie torturețe, inimoare. Da. Cum crezi? Crezi că rămâne așa? Irina, ce zici de sabrita? Crezi că rămâne așa? Ce să zic? Vreau și eu să mă îmbrac mireasă, să mă... Îți dau eu capătul meu din mireasă. Să-mi... Da, am dă fata rochea, mergem la biserică, ne culunăm și, în primul rând, a spus popa că nu am voie să intru în biserică. Păi de ce? Pentru că nu am voie să intru, să mă căsătoresc. Cu mine? Da, cu tine. Cu cine e cu oricine? Dar cu altă persoană pot să mă căsătoresc în biserică. A spus părintele. Doar... Cum faci tu să se uită? Dacă se uită o lume întreagă la noi și copiii... Păi să uită. Să uită nepoții, să uită lumea la noi. Asta e. Ne facem de râs de nepot? Nu, ce am făcut eu de râs? Cum n-ai zic? O minute. Vorbește de la mă. Mă, Rastie, mi-e zicea să vorbesc cu popa să mă căsătoresc cu tine. Cu care dintre ei? Popa muită sau al nostru țiganul de aici. Mă, vrei să iau peșele astea, să dau cu peșele astea, uite acum. Dau după tine, să vede acolo ce fac numai cu peșele astea. Bă, vorbește-mă mai frumos, că eu plec de aici, nu mai fac. Doamne, prieteni, îmi venea să iau peșele ăsta, să-i dau cu peșele. Vă jură, prieteni? Lasă, mamă, încă glumește și el. Știi că e mai glumit. Cum glumește? Dacă era zis că nu mai vrea să mă căsătorească cu mine. Să căsătorească. Prieteni, știi ce înseamnă căsătorie în biserică? Înseamnă înțelegere și căsnicie. Nu știu, e mai bine ne merge în familie dacă ne căsătorim în biserică. Chiar vă rog frumos, prieteni, să scrieți în comentarii și să-mi dați răspunsul. Da, prieten. Prieten, da? Să scrieți acolo, să-mi dați ce înseamnă dacă mă căsătoresc cu noastră în biserică. Eu am arte cu el, dar nu sunt la biserică. Au, și cu ce mă supără, Nastie. Doamne, ce mă supără omul ăsta.
Unde e lungea pe aia? Uite aici, când ai luat, ia pământ. Mama, sunt 10 minute. Doamne. Doamne, ce veni să se urmăr cu peștele ăsta care mi-a gata. Dus. Prieteni, mâine mă apuc și pregătesc cu fata, o aduc pe fata să facem ardei, să facem sarmaluțele. Și peștele. Și peștele o să-l pregătim mâine, prieteni. Da, vă rog frumos să scrieți în comentarii pentru naștere și pentru mine, vă rog frumos. Adevărul că nu mai vrea naștere să se căsătorească cu mine. Că știți că mai înainte tot ziceam că mă căsătoresc și eu în biserică, tot mă căsătoresc. Și în primul rând, prieteni, să vă spun, știți că treaba cu taică-miu a fost, am uitat, dar și n-am putut să mai facem. Acum am căsătorit copiii, că așa e bine. Și acum și noi trebuie să ne căsătorim după copii. Că nu era bine înaintea copiii. Înaintea copiilor, nu era bine. Și acum neapărat noastre, a zis că... Că se căsătorească cu mine, a zis că vrea, dar acum a zis că nu mai vrea. Nu, că a spus așa să te supere. Vrea să mă supere. Da. Hai pa, prieteni. O seară bună. Nu uitați să vă abonați la Dana Drastraia. Hai pa.